Cât de bine sunt primiți în PSD foști socialdemocrați? Mă refer aici, de exemplu, la cazul lui Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Eu cred că aici președintele Marcel Ciolacu a fost extrem de explicit și a spus că nu va fi luată nicio decizie fără ca toți cei care sunt astăzi în organele de conducere ale PSD, fie în biroul permanent național, fie în comitetul politic, să nu fie de acord cu o decizie luată. Aici deci înțeleg că sunt voci care se opun revenirii lui Robert Negoiță. Eu cred că este mai mult un subiect care este întreținut, pentru că, sigur, PSD este în opoziție, dar este prezent în viața publică tot timpul, pentru că face o opoziție foarte serioasă și foarte activă, și atunci trebuie și PSD-ului să-i se găsească câte ceva, și atunci de ce nu să discutăm despre, spre exemplu, Robert Negoiță. Deci nu există așa ceva. Președintele Marcel Ciolacu s-a exprimat foarte clar, a fost prezent la toate ședințele Biroului Permanent Național și niciodată, dar absolut niciodată, nu a fost vreo discuție pe un astfel de ton. Și pur și simplu există dialog și există un dialog absolut normal și cum cred că este de altfel bine să fie. Îl vedeți pe Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale? Prezidențialele de viitor? Am văzut ultimul interviu pe care l-a dat și acolo a spus un răspuns foarte clar. Nu. E poziția dumnealui astăzi.